Bună seara! În această sală de cinematograf sunt primiți refugiații care fug din calea războiului, sunt înregistrați, pot să mănânce aici, iar apoi sunt trimiși către alte adăposturi amenajate în școli și grădinițe, întrucât aici este un pic mai frig. Însă, chiar și în această sală de cinematograf sunt amenajate paturi în stânga și în dreapta mea. Aici pot nopta, pot dormi refugiații care ajung târziu în noapte, în orele de interdicție de circulație pe timp de noapte, între 22 și 7 dimineața. Peste tot în această sală de cinematograf sunt provizii, medicamente, apă, mâncare, haine donate de locuitorii orașului pentru refugiați. În sala de dincolo, unde se poate mânca, este mâncare adusă de la cele mai bune restaurante din oraș, ni s-a spus. Noi ne îndreptăm de aici mâine către Lviv, este în vestul Ucrainei, cel mai aglomerat punct din Ucraina, întrucât este principala poartă de ieșire a refugiaților din Ucraina către Polonia și țările occidentale.